Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video cu World of Warcraft. Așa cum v-am promis în videoul anterior, voi face mai multe clipuri cu WoW, așa că deja am început cu această avalanșă de videouri cu WoW, cu ceva ce vă promisesem de foarte, foarte mult timp, adică class mount-urile, pentru că nu terminasem încă cu ele, pentru că mai am încă caractere cu care nu mi-am luat încă class mount-urile. Vorbim de Hunter, vorbim de Priest, vorbim de Mage. Mage este cel mai aproape ca și quest-uri, mai are puțin, dar Hunter aparent era și mai aproape decât Mage, așa că ne vom atinge de misiunea pentru Hunter. Așa că hai să vedem despre ce este vorba, să vedem ce avem de făcut aici. Aparent am primit o scrisoare ce ne pune să vorbim cu un herald de-a lui Odin. Hai să vedem unde este acest herald de-a lui Odin și sper să nu mă pun... Oh, e aici! Și aparent nu trebuie să merg nicăieri departe. Hi there! I serve a greater power. Ok, da, iar jucăm pe caracterul nostru. Nu știu dacă l-am prezentat până acum pe caracterul nostru de alianță, dar pentru cei care nu-l cunosc este Hainun ăsta. Oh, wow. On this evening, the spirits of the great beasts of legend rise in these very fields. Uite-l pe Fenrir. One among us has been chosen to enter the darkness. Huh. To hunt the noble spirits and return them. Oh, wait, pe mine, ce mic sunt. Raise your staves to the hunt master, our hunter of beasts. Merci, salut, Odin. Pup la tine, Odin. Da, pentru cei care nu-mi cunoașteți caracterul ăsta, este singurul caracter de level 110 de la alianță. Așa. And enter the wilderness. Ok. Da, ăsta este Hainun, hunterul meu de alianță de pe Argenton. Este un real de rol pe care, sincer, îmi place extrem de mult, este super funny. Da, Odin, am înțeles. Oh, mersi. Asta cumva am trimit ideea că, bă, trebuie să... Shit, oare am ăla activat? Poți să-l activez aici, track pets. Oh, hunter track beasts. Ia să trebuie wolf spirit și toate alea. Cred că ăștia se pun ca și bestii, though. Oh, shit. Oh. Disturb. Da, hunter meu este o referință la Hainunul din Overwatch. Oh, shit. Ceva chestii distruse pe aici. Știa să cred că... The great stag emerges, swiftest of the beasts, with horns sharpened to a spear's point. Easy. Taci, Odin. Treaba asta a fost easy. Altceva mai greu n-ai. Da, joc Marksman Hunter pentru că foarte mult timp, pentru cei care mă cunoașteți, care m-ați urmărit pe stream, ați văzut că am jucat foarte mult Beastmaster și... Na, am ajuns să consider că Beastmaster este mult prea simplu și era mult prea sec ca și... gameplay, iar eu am fost foarte, foarte atras de Marksman. Oh! Marea râmă. Oh, dar ăsta are ceva mult HP, though. Nice, ok. Și mai pus simplu să ne plimbăm pe aici. Nu pare ceva foarte greu. Sincer, îmi place foarte mult class mount-ul de Hunter. Îl arată cel mai bine pentru mine. Pentru un Hunter ăla mi se pare un pet super, super, super tare. Și mi se pare că poți face rost de acel animal ca și un pet de Beastmaster. The great cat drinks before you. A live, fierce predator. Many learn to fear. Ei, nu mai de aici. Oh my god, are ceva damaj, adică ceva damaj, ceva HP. Da, apoi să mă scuz, domniță. De-aia am să-ți arăt o leacă cum stă treaba aici. Probabil este super pe mine. Mamă, de-aia am prins o criticală, de-aia au sărit dinții. Ok, și trebuie să mai găsim o buvniță, care cel mai probabil e prin copac pe acolo, așa că... Stai așa. Mamă, îmi place cum e făcută zona. Adică știm că este... din dungeonul Halls of Valor, dar totuși. Ah, uite-l.
own. Perches above you. All beasts once feared her talent. Mă așteptam să vedeți super mega gameplay de Hunter aici. Pot zic că sunt semi-ok cu Hunter-ul, pentru că încep să mă prind încetul cu încetul cum se joacă Hunter-ul. Pentru că până acum n-am fost foarte clar despre rotația unui Hunter, în special unui Marksman Hunter. Ieși mă de aici. Huh. What? The spirit of Ranulf is with the hunter. Cine e Ranulf? Ăla e Ranulf? Nu, ăla e altceva, e bun. E... Vino încoace! The most renowned predators of all our legends have emerged. Dă-te-n scârbă! Mamă mie, dar-s multe căcaturi, vere. Oh shit, m-am aruncat în apă. E ok. E ok, mă descurc. Adică nu e ceva extrem de oribil. E ciudat că în apă nu prea mă atacă. Sau poate nu vrea să vină în apă. Dar eu dau damage sau ce Dumnezeu se întâmplă aici. Ok, hai să ne healim un pic. Și să ieșim din apa asta ar fi superb. Chestia aia că papagale ăștia în fața mea. Ieșiți-mă de aici. Ca să vă pot da cu Mark. Așa, Mark. Olă, nu vine Mark ăla odată. Încă puțin, încă un crit. Ok, gata. Voi încă mai veniți pe mine? Ce Dumnezeu. Ok, următorul. Ce mai avem? Wolf Spirit. Stai, Wolf n-ar trebui să fie aici, gen unde l-am găsit pe Fenrir? Cum e logic, așa mi s-ar părea. A, iată-l. Am o dreptate. Ok, cât de aproape trebuie să merg atât de aproape. Așa, am să pun și o capcană asta aici. Dăm un freezing trap ca în Hearthstone. Nici măcar pe aproape, bobiță, sunt mult mai în față. Oh god, hei, a mers! Cât de cât. Aproape. Să dăm alea un buff așa de damage. Oh! L-am nenorocit pe săracul lupișor. Oh shit. Odată să-l batem. Wolfhawk defeated. Oh, era o combinație de ultimii doi pe care am bătut mai devreme. Ok. Am un Wolfhawk-ul, zi de ce ești tu în stare. Ok, tu ești măricel. Oh my god, ăsta e destul de mare. Ho, bobiță, calmează-te. The shit is huge. Oh, care-i faza cu boșii ăștia așa mari? Pe care are atacurile și a lupului și a vulturului din cât observ. Pentru că văd că face charge-uri în mine. Ok, fuck off. Oh, aparent a funcționat chestia aia, n-aș fi căzut așa ceva. Shit, probabil că Windburst putea să... Oh, ce bine că mi-a dat cancel la Windburst. Ia de aici. Ia de aici. Ia de aici. Și al meu ești. Oh, nice. Easy. Acum ce se întâmplă? Adică l-am bătut. Oh, wow. Au, 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 au. Nu mai dam. Păi ce faci, om? Bă, calmează-te. Oh, s-a făcut mic. Hey. Oh, return to Odin. Fucking tornade, veri. Oh my god, cu tornadele pleacă de aici. Ok. Asta a fost un quest destul de rapid. Sincer, mă așteptam ceva mai greuț, dar a fost destul de repejoară treaba. Din bam, 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 aia a fost, aia s-a dus. Ia, salut Odin, care-i faza? Let us feast then, to the night of the wild. Let us feast to the great beasts. To the hunt master. Mersi frumos, Odin. Noroc și ție. Bolanjiu mic ce ești. Oh. Păi și unde mi-e petul? Adică unde mi-e mountul? Ok, să scoate întreg beast. Pentru că nu folosesc bestii. Night of the... Oh, e afară. Ok, shit. Oh, și eu după 5000 de ani mi-au și eu în sfârșit Klaus mountul. Am caracterul ăsta de foarte mult timp și nu prea m-am atins de el din simplu motiv că mi-era cam lene să fac schimburile astea, gen du-te colo pe alt realm, vino pe alt realm și stai să managerezi 11.000 de caractere. Dar, na. Ce-i aia? E o, de-aia, o, uite cum îi spune, o șa. Complete quest, acum ar trebui să vezi mount-ul. Wow! Și care partea mișto? Se potrivește perfect cu un Worgen Hunter.
Wow. E che arată badass, îmi place. Adică pot zic că arată super mișto. Mamă, acum l-am văzut pe săracul Rexar cât de outdated e el. Vai, dacă avem... Mamă, dar cât de badass arată. Îmi place rău de tot. Ce mă deranjează puțin este coada aia. Arată puțin cam stupid, dar... Damn. Un organ colorind un alt fel de organ. Și încât am zis că atunci să le putem avea și pe post de... Pets ca și Beastmaster. Damn, n-arată rău, adică pot să spun că sunt cât de cât impresionat de mountul ăsta. Îmi place foarte mult. Stul de badass. Badass, boys. Da, cam asta a fi tot, oameni buni, pentru acest scurt video de WoW. Nu mă așteptam să doresc așa puțin quest-ul pentru mount, dar uite, bine, asta a fost să fie. Probabil că data viitoare voi încerca să fac video pentru class mount-ul de mage, ținând cont că mage-ul este cel mai aproape, iar priestul sigur o să dureze extrem de mult, pentru că priestul este de fapt la jumatea questline-ului ăla de pe Broken Shore. Și mi se pare că trebuie să te chinui să le iei acum, pentru că deodată ce o să apară Battle for Azeroth, nu o să poți să ți le iei. Știu sigur că deodată ce apare Battle for Azeroth, nu o să poți face anumite chestii pe care le ai în Legion, nu o să poți să iei skin-ul de la arme artefact, mă refer la cel de la Challenge, de la Mage Tower. Nu știu acum dacă și cele Hidden sunt la fel, posibil să fie, dacă nu sunt așa, atunci încerc scuze dacă... V-am mințit sau chestii de genul acesta, dar de Mage Tower știu sigur că nu sunt disponibile. Și acum, mai bun, mersi fost că v-ați uitat la acest video, nu uitați, dați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare cu alte videouri. Ha, pa, pa!